Bună dimineața, domnul director. Sunt din nou la dumneavoastră. Ați solicitat un nou punct de vedere în urma acuzațiilor pe care ieri le-a adus părintele Ivănescu, doamna care a fost mai vocală, să spunem așa. Ce anume v-a deranjat la ceea ce a spus dumneaei? De ce credeți că vă acuză în mare parte pe dumneavoastră? În primul rând, în haosul creat ieri și în modul în care doamna Ivănescu a purtat discuția și în prezența dumneavoastră și în prezența reprezentanților ISJ, aproape cred că nu s-a înțeles mai nimic. Problema este că doamna a luat frânturi de informații din stânga, din dreapta, din cartier, de pe unde le-a fi luat, nu mă interesează. În schimb, le-a compilat în așa natură, în așa fel încât dânsa crede că este deținătoarea adevărului suprem. Aș vrea să vă spun că sunt câteva lucruri care sunt neadevăruri clare, clare, clare. În primul rând, să luăm povestea cu auxiliarele. Eu am spus-o și ieri, o spun și astăzi și o pot dovedi. Este vorba de auxiliarele de acum 2 sau 3 ani, nu mai țin minte exact. Dar dumneai acum 2-3 ani nu avea copilul Evident. la școala Iar aici. pentru auxiliarele de anul acesta, am vorbit cu colega de la clasă, s-au strâns banii pentru auxiliare. În momentul în care cel de la editură a spus că vine să-și ia banii, Emilia Sandu s-a dus acasă, a venit cu banii, pentru că nu putea să țină banii în școală. Omul a venit, a luat banii și a plecat. Deci anul acesta nu a fost nicio problemă cu auxiliarele. Deci niciun părinte nu Niciun. critică anul acesta problema Da. auxiliarelor. Da, doamna le-a luat de acum 3 ani de zile, le-a adus în zilele noastre. Ceea ce nu mi se pare corect. Un alt lucru care nu mi se pare corect este faptul că dânsa nu-și asumă răspunderea pentru nicio vorbă. Deci mergem numai pe vorbe. La școală nu scrie nimic. La inspectorat nu scrie nimic. La poliție scrie, dar nu scrie. Eu îmi pun următoarea întrebare. Nu că nu știe să scrie. Dar de ce nu îți asumi să scrii? Pentru că și aici s-a dus iarăși la o minciună, bineînțeles interpretată de dânsa tot cum dorește. Spune că trebuia să fie anunțat inspectoratul de joi. În primul rând, dumneavoastră știți foarte bine că joi am avut discuția în 3 oameni aici și eu nu puteam să anunț pe ce? Pe Adică vorbe? eu, dumneavoastră Da. și Emilia Și Emilia Sandu. Sandu. Dumneavoastră mi-ați arătat câteva secvențe pe care eu nu le dețineam din înregistrările din magazin. Am așteptat până vineri dimineața, momentul în care dumneavoastră ați publicat articolul. Putea să nu-l publicați. Corect? Și atunci totul Știți era... bine că am și discutat Da. despre publicare Da. sau Da. nepublicare. Și în condițiile acestea, gândiți-vă în ce situație eram eu, aruncând o bombă așa în inspectorat, pentru ce? Vineri dimineața, când am văzut acel material, am luat decizia, nu știu cât este de corectă, dar am luat decizia ca doamna Sandu să nu mai intre în școală și pentru că se făcea mare tevatură, am luat legătura să văd de unde fac rost de hârtii, pentru că eu nu mai sunt prea bătrân în meseria asta și am avut atâția ani de funcții de conducere încât nu mă mai bazez decât pe documente. Luni dimineața au apărut părinții, iarăși au depus tot ce au depus, am informat, să zicem, tangențial inspectoratul de așa ceva, urmând ca, pentru că aici asta am vrut să fac totul legal și vă repet încă o dată, pentru un viciu de procedură, nu am chef să pierd totul. Marți am avut ore de la online până la ora 13, la ora 13, eram în acest birou cu directoarea adjunctă și cu secretara și făcusem un draft de referat pe care să îl înaintăm inspectoratului școlar și acelui Consiliului de Administrație, care îl gândisem noi să aibă loc joi. După ce am scris vreo jumătate de oră, o oră, vreau să vă spun că colega mea a primit telefonul pe care l-a trimis, a fost anunțată că soțul este degetat în mijlocul orașului. Vă dați seama că de aici totul A luat o altă a luat o altă întorsătură. întorsătură. Colega mea este
singură, este din Brăila, soțul nu avea rude aici, a trebuit să stăm să ne ocupăm noi școala de toată treaba asta. Vă dați seama că a fost un necaz, o chestie omenească, creștinească. Eu pun întrebarea, dacă doamna Ivănescu îmi spune că am protejat-o eu pe... Da, susține că ați protejat-o. Pe Emilia Sandu. Eu întreb, ce trebuia să fac? Dânsa, dacă... Și chiar vă întreabă, de ce ați susținut-o? Vreau un răspuns la această răspunsul întrebare. Răspunsul nu este din... Că am făcut acest lucru nu numai cu dorința mea, ci cu aprobarea colegilor din școală și a Consiliului de Administrație. Ne-am gândit în primul rând că este om. Ne-am gândit apoi că este creștinește să ajutăm un om. Ne-am gândit apoi că, mă, este totuși o colegă. Poate este într-o pasă proastă. Poate cu Dumnezeu reușim să o aducem pe calea cea bună. Doamna nu știe că, în afară faptului că a luat acele concedii fără plată, colegele din școală au încercat să stea de vorbă cu dânsa. Acolo unde o prindeau într-o oră liberă, stăteau în cancelarie, îi explicau, măi Emilia, uite așa, măi Emilia, uite așa. Este o chestiune creștinească până la coadă și omenească. Dânsa, de exemplu, dacă un copil îi face o trăznaie, se apucă și l-omoară atunci pe loc, să nu-i mai dă o șansă. Asta am încercat și noi să-i dăm de două ori șanse. Că au ajuns în această situație, nu este, cred, imputabilă mie decât din punct de vedere omenești. Nu pot, adică nu pot să suport asemenea discuții. Îmi spune că am amenințat-o. Corect, problema mea este că nici eu nu pot să suport atâtea calomnii și atâtea minciuni. Și dar cu ce ați amenințat-o? I-am spus, doamnă, nu mai vorbiți la adresa mea și nu mai impuneți în spinare lucruri pe care nu le-am făcut. Vă rog mult de tot, încetați, pentru că altfel putem să discutăm și în alte... Da, susține că i-ați spus că o să plătească. Da, în condițiile în care aș da o judecată pentru calomnie... Deci la asta v-ați referit. Ar trebui să plătească. Chiar discutam cu fata mea, care este avocat, și mi-a zis, tati, dacă vrei să-i faci rău, fă-i rău. Dă o judecată pentru calomnie, că ai destule dovezi, și în momentul acela câștigi și îi cer daune morale un leu, numai ca să se simtă lovită. Vedeți, acum vorbim și de ei ca părinți, că trec printr-o perioadă probabil pe care, nu probabil, sigur nu o așteptau. Este primul lor copil la școală și dacă încep din clasa 0 cu astfel de probleme, vă dați seama că este foarte greu. Și din filmarea de și din discuțiile mele de luni cu ceilalți părinți. Dumnezeu, ceilalți părinți se merită Dumnezeu. Au fost celebrare, au înțeles, au spus, da, dom'le, mergem și așteptăm rezultate, faceți cercetări. Oamenii au conștientizat faptul că nu poți să bați din palme și să dai un om afară. Adică nu este chiar așa ușor. Este exact ceea ce v-am explicat și ieri. Am încercat să le explic. Legislația este de așa natură încât să dai un om afară din învățământ este aproape imposibil. Trebuie să ai dosar penal, trebuie să ai condamnări definitive. Și cunoașteți, are dosar penal la ora actuală? Nu, în momentul de față nu cunosc. Nu cunosc. Se poate face suspendarea unui cadru didactic pe perioada verificărilor? Da, pentru că numai că eu m-am grăbit. Deci eu trebuia să-l suspende luni încolo, de azi încolo, sau în momentul în care ce au hotăra acest lucru, dar având în vedere cât de tare se inflamase problema, am zis, de luni nu mai intră. Iar în cererea părinților este scris negru pe alb că în condițiile în care doamna mai vine, ei nu-și mai lasă copiii la școală și transferă. Uh-huh. În condițiile în care s-ar fi întâmplat acest lucru, gândiți-vă că erau desfințarea unei clase, pierderea două posturi. Hai să zicem că Emilia Sandu și-o merită, dar colegă ei ce vin avea? Da. Ce vin ar fi avut cu... Și iarăși îmi mai pun o întrebare. Așa, doamna face afirmația că trebuia eu să mă duc să-i spun în septembrie că, vai domne, lăsați copiii la clasa aceasta pentru că învățătoarea fură sau învățătoarea joacă la păcănele. Vă dați seama că nu-ți poți permite să faci așa ceva.
unul la mână. Doi la mână, gândiți-vă acum și la faptul că ea susține că i-a dat banii anul acesta în ianuarie. De septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie. 5 luni. Haideți! Acum știe toate informațiile, dar toate le știe. În schimb, în 5 luni de zile, n-a putut să ia informații să nu-i dea banii. Eu vă întreb, de ce i-a dat banii? Întrebare pe care eu mi-am pus-o. Eu nu văd decât două variante. Ori că te-a găsit Mila și ai vrut să-i întinzi o mână de ajutor. Am înțeles că știa foarte, foarte bine să-i convingă să-i dea banii. Doamna Claudia, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Deci ai făcut o faptă bună, că i-a spus că e bolnavă, că nu știu. Eu am greșit când am făcut faptele bune, da? Sau mai întreb, pot să-l întreb și în felul următor. Nu cumva i-ați dat banii ca să vă favorizeze copilul la clasă? Nu, eu nu cred. Nu, dar dacă vreau să fiu răutăcios... Nu cred că vorbim de bani mulți, domnul director. Vorbim de bani mulți. Și e vorba și de multe persoane. Dar așa este. Dacă ar fi să fiu ipocrit, aș putea să fac lucrul ăsta. Aș putea să gândesc și așa. Dacă dânsa gândește despre mine într-un anumit mod, fără dovezi, eu de ce nu pot să fac lucrul acesta? Da, pentru că eu... Am un pic de raționament și un pic de bun simț și de respect față de orice părinte. Dacă dânsa mi-aduce pe aveți celălalt... o experiență. Da, dar nu știu. Dumnezeu este probabil pentru prima dată cu un copil la școală. Nu știu dacă este prima dată sau a doua oară. Nu, asta este relevant. Relevant este că putem să rezolvăm lucrurile. În primul rând legal și în al doilea rând protejăm copiii și văzându-ne de treabă. Dar dacă... Da, și eu mi-am pus aceeași întrebare. De ce nimeni până acum nu a sesizat absolut nimic? Probabil că dacă nu publicam articolul cu furtul din magazin, nu ieșea la suprafață chiar nimic. Deși din discuțiile mele cu câțiva părinți, chiar și ieri aici în interiorul școlii, chiar și în afara școlii, au spus că ei au încercat de mai multe ori să caute să rezolve problema. Nu am înțeles nici eu de ce nu au reușit, de ce nu s-au descurcat. Știți cum este? Sunt părinți și părinți, nu toată lumea cunoaște, eu știu, cine este suprem unei școli sau unei alte instituții. Nu au știut, din câte am înțeles de la ei, că nici la inspectoratul școlar se pot adresa. Deci oamenii nu știu, nu lucrează în domeniul. Sunt este mai greu să înțeleagă. Ei cred că se pot rezolva cazurile doar acolo unde întâmpină problema, adică la școală cu dumneavoastră. Nimeni sub, nimeni deasupra dumneavoastră. Vedeți, când ai copilul prima dată la școală și te lovești de astfel de probleme și începi chiar cu așa probleme, e mai greu și pentru dumnealor. Și probabil că pe fondul faptului că au dat atâția bani împrumut, s-au exteriorizat mai mult decât trebuie, poate unii poate pe bună dreptate, unii, uite, ca doamna Ivănescu, poate greșește, poate nu putem să știm. Dumnealor consideră că este îndreptățită să facă aceste acuzații, ați văzut, cu subiect și predicat și foarte apăsat, dumneavoastră sunteți și el vinovat. Știu. Problema este alta. Problema este că, în primul rând, eu nu mi-am permis niciodată și cred că sunt 25 de ani de când sunt directorul acestei școli, cu întreruperile de la inspectorat. Problema este următoarea. Nu mi-am permis odată să fac ipocrit un părinte. Da, a spus că ați jignit-o. Nu. I-am spus că nimeni nu și-a asumat răspunderea să scrie. Dar sensul cuvântului ipocrit și sensul... Nu, a spus că i-ați spus că este un părinte pervers. Sau pervers, da. I-ați spus așa ceva? Nu, eu nu mi-aduc aminte. Vreau să vă spun un lucru. Și ieri, gândiți-vă în ce situație eram eu cu colega mea și cu decedatul acolo și eu să stau să primesc aceste lovituri sub centură și jigniri. Asta a fost chestiunea care m-a durut foarte tare. Și m-a durut pentru că la un moment dat, nu știu cât de... Am văzut și eu filmarea, eu zic că am fost destul de coerent și de explicit. Dar sunt momente în care nu poți. Sunt atât de lucruri, de multe lucruri care vin tăvălug peste tine și la un moment dat riști să nu știi ce n-ai mai zis sau ce n-ai mai făcut. Probabil că aveau și pretenția fiind director, fiind om cu experiență și în învățământ, să... Faceți diferența între cazul care există acum, între decesul pe care întâmplător l-ați avut tot în perioada asta și să vă debarasați oarecum separat, una e una, alta e alta. Am încercat să fac lucrul ăsta, cred că am reușit, dar totuși... Adică indiferent de problemele personale, știți cum spun majoritatea, funcția e funcție, trebuie respectată,
lucrați aici într-un sistem cu copii, cu cadre... Eu am respectat mereu meseria și deontologia profesională. Dovadă faptul că în 37 de ani de învățământ și atâția ani de conducere, sunt vreo 28 aproape, imaginați-vă că dacă nu eram competent, nu cred că mă ținea nimeni. Cu toate, să zici, pile, intervenții, rugăciuni la Dumnezeu și așa mai departe. Și puteți să verificați și știți și perioada în care am fost la inspectorat, nu au fost probleme în care eu să fiu implicat din punct de vedere juridic, cercetări și așa mai departe, declarații. Nu, dar în condițiile în care vrei să faci lucrurile conform sistemului legislativ, dom'le, ăsta e, cu ăsta operăm, nu avem ce să facem. Nici mie nu-mi convine, dar nu am ce să fac. Ați văzut că inclusiv părinții spuneau ieri că legislația este una care nu permite ceea ce trebuie. Este învechită, ca să spun așa, neactualizată. Problema este o chestie pe care eu tot râd cu colegii și le mai spun câteodată. Băi, zic, luați legea învățământului să vedeți că drepturile elevilor sunt pe 10 pagini, iar drepturile profesorilor sunt pe o pagină. Apoi luați sancțiunile, să vedeți că sancțiunile la elevi sunt pe o pagină și obligațiile, și obligațiile profesorilor pe 10. Pe 10. Zic, nu zic că trebuie să fie egale, nu, iertați-mă, ar fi culmea. Dar e o discrepanță destul de mare. Problema e, încă o dată, sunt pârghiile legislative pe care nu le poți depăși. Și eu vă spun, trebuie făcut totul la milimetru. Dacă întâi faci un CA ca să prezinți situația, după aia faci alt CA ca să-ți dea comisia. După aia faci alt CA ca să-ți... CA fiind Consiliul de Administrație care conduce școala, da? Și dacă eu vă spun, dacă sar peste una dintre etape sau le iei în altă ordine, în momentul în care acuzatul, să zicem, vrea să scape, te dă în judecată un avocat bun, ia foarte frumos. Care e data de la ce ori? În ce ordine au fost făcute? În asta. Păi uite ce zice procedura. În asta. Și s-a dus numai. Deci nu mai e nicio șansă de câștig în fața judecătorului. Exact cum v-am spus și vă repet. Nu este posibil să te duci în fața judecătorului să spui. A zis doamna Budare că ăla a făcut, că ăla a adres. Cu ce? Cu ce? Spuneți-mi și mie. Și știți exemplu foarte clar cu acel profesor de educație fizică care a întreținut relații sexuale cu o minoră, cu o elevă, l-au dat afară din învățământ, l-au condamnat 2 ani de zile la închisoare sau 3, a ieșit după 2 ani și apoi l-au reangajat în învățământ. Deci asta e legea pe care n-am făcut-o eu. Asta e legea și țara în care trăim. Ca să concluzionăm, domnul director, pentru că eu astăzi am venit să vă iau din nou un punct de vedere la solicitarea dumneavoastră în urma celor spuse de doamna Ivănescu. Deși, din punctul meu de vedere, spuseserăți cam tot în filmarea de ieri, dar nu este o problemă. Vă luăm puncte de vedere oricând, de oricâte ori doriți, este normal. Mai aveți ceva să mai transmiteți părinților sau chiar doamnei Ivănescu? Nu neapărat doamnei Ivănescu, părinților de la clasa pregătitoare, ci și în general părinților din școală, le transmit doar două lucruri. Primul lucru, atunci când există o problemă, să vină să o sesizeze. Indiferent că este mică sau mare, să vină să spună. Să vină să-mi spună personal, sunt în școală în fiecare zi, dacă este nevoie să iau o declarație, o plângere, o luăm, dacă nu, și este o problemă minoră și o putem rezolva imediat, o rezolvăm. Iar pentru, în special pentru părinții de la clasa pregătitoare C, le promit că voi respecta toți pașii posibili pentru a rezolva cazul Emiliei Santu. Și sper să fie rezolvat, cu ceea ce ne dorim, cred că toți. Voi cere și sprijin juridic de la inspectoratul școlar, pentru că, vă dați seama, nu avem toți pregătire juridică, a sindicatelor, că este membru de sindicat, și o să vedem unde ajungem. Eu zic că vom ajunge acolo unde trebuie să ajungem. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.